Victor tocmai a aflat că mama sa nu mai este. A fost dimineața de vreme când a sunat un număr necunoscut. Bărbatul nu mai dormea, se tot răsucea în pat, luptându-se cu gânduri neliniștitoare, prevăzând o nenorocire probabil. Totuși, mama sa în vârstă se afla deja de aproape o săptămână în terapie intensivă, iar starea ei a rămas stabilă tot acest timp. Iar acum acest apel telefonic, Bărbatul a înțeles totul încă înainte de a răspunde la apel. Victor era un bărbat adult, puternic și de succes. Mai mult decât atât în ultimii ani, el însuși a devenit pentru mamă o sursă de sprijin. Se părea că s-au schimbat cu locurile, acum fiul matur se comporta ca un părinte, iar mama sa s-a transformat într-un copil. Și totuși, după cuvintele doctorului, Victor s-a simțit deodată ca o firavă iarbă sub vânt. A dispărut sprijinul, a dispărut speranța, bărbatul s-a simțit ca un orfan. În ciuda durerii, disperării și neasumării, cumva au pătruns gândurile despre Tatiana. Ce se va întâmpla acum cu ea și cu fiul ei, Arsenie? Oare și ei vor dispărea din viața lui? Pentru că, de fapt, îi lega doar Anandrivna, iar acum ea nu mai este. Victor însuși nu s-a așteptat că într-un moment atât de dificil se va gândi la Tatiana, dar tocmai acum bărbatul a realizat brusc că nu vrea să o piardă. Este uimitor, dar această idee o va analiza mai târziu. Acum el are multe de făcut, organizarea unui rămas bun, rezolvarea unor probleme juridice. Este chiar mai bine, îngrijorările îl vor distrage puțin de durerea care l-a lovit și nu îl vor lăsa să cadă în disperare sau apatie. Anna Andrivna și-a crescut fiul singură, fără ajutorul rudelor și al soțului. Anna Andrivna a născut-o pe Victor când avea aproape 40 de ani. În acele timpuri, era un vârstă destul de înaintată pentru a deveni mamă, mai ales pentru prima dată. Colegele Annei Andrivna deja stăteau cu nepoții lor. Când s-a obișnuit să fie mama unui bebeluș nou născut, femeia nu a regretat nimic. Acest copil a devenit centrul universului ei, sensul vieții, bucuria și mângâierea. Anna Andrivna nu a fost niciodată timidă în a spune fiului că este fericirea, băiatul ei iubit, mândria și speranța ei. Relația ei cu tatăl lui Victor nu a funcționat și nici nu putea funcționa. Așa a fost. Anna Andrivna s-a născut și a crescut la țară. Apoi, ca mulți dintre colegii ei, a plecat la facultate în oraș, Anna a visat să devină profesoară de școală primară. În primul rând, ea a fost întotdeauna în armonie cu copiii mici. În al doilea rând, ea avea un talent clar de a transmite informațiile acestor pui. În satul ei, Ania a învățat să citească un copil singură, când era încă adolescentă. A fost asigurată cu un loc de muncă în căminul studențesc, precum și cu o bursă locală minimă, iar studiile au început. Tinerei fetei plăcea să învețe curând a devenit una dintre cele mai bune studente ale cursului. Părinții ei erau mândri de fica lor de succes. Ea a fost singura care a intrat la universitate și încă și cu o diplomă de onoare. În timp ce colegele ei se plimbau la întâlniri și discoteci, Ania își dedica întreaga energie studiilor. Băieții nu o interesau aproape deloc. Atunci, în tinerețe, principalul lucru era să scape de sărăcie, să se stabilească în oraș, să se realizeze în profesie. Și abia apoi te poți gândi la viața personală. După absolvirea universității, Anna a lucrat un an în școala ei rurală, apoi s-a întors în oraș, a închiriat un apartament și s-a angajat la o gimnaziu lingvistic. Tânărul specialist cu diplomă roșie a fost acceptat pe o funcție de prestigiu cu un salariu decent. Cu o mare bucurie, Anna a început să lucreze. Ii plăcea de minune munca. Ea a reușit cu ușurință să găsească un limbaj comun cu toți elevii ei. Ea știa cum să explice subiecte complexe copiilor mici. Copiii au fost atrași de ea, o respectau și chiar o iubeau pe prima lor profesoară. Anna Andrivna s-a bucurat de multe ori că i s-a întâmplat să-și găsească imediat calea în viață. La urma urmei, mulți nu reușesc, muncesc la o muncă de care nu le place, suferă, se zbat, caută ceva nou. Dar ea și-a găsit imediat locul ei. Adevărul este că viața ei personală nu a funcționat. Ea avea o înfățișare plăcută și avea periodic admiratori, dar fiecare dintre ei o respingea mai devreme sau mai târziu. Unii erau la comii, alții plictisitori, alții chiar obraznici. Așa a rămas Anna, singură, la o vârstă destul de fragedă. Mama ei clătina din cap când fica ei venea în sat să-și viziteze familia. Cerințe prea mari ai, se pare. Te-ai arogant acolo, în orașul tău. Ar trebui să te căsătorești de mult, se alătura sora ei. Ea era cu doar câțiva ani mai mare decât Anna, dar era deja mama a patru copii. Sora ei se despărțise recent de soț și locuia cu fiicele ei la părinți. Nu lucra, deoarece fetele ei erau încă foarte mici. Anna îi ajuta periodic financiar pe mama singură și o compătimea întotdeauna. Auzind cuvintele surorii ei despre necesitatea de a se căsători urgent, ea se simțea zdruncinată. E atât de ciudat să nu ai copii la vremea ta, continua mama. Vârsta te apasă, nu vei avea timp, vei rămâne singură și nimănui nu vei fi de folos. Aceste conversații o oprimau pe Anna și o făceau să se simtă cumva incompletă. Femeia era destul de mulțumită de viața ei. Iubea munca ei, o locuință frumoasă, deși închiriată, comunicarea cu prietenii, călătoriile. Da, uneori visa la un bărbat iubit și de încredere alături, și la un copil, desigur, dar în mediul ei nu existau pretendenți la rolul de soț și tată al urmașilor. Exemplarele demne erau deja împărțite în alte opțiuni. Femeia nu accepta categoric să devină o mamă singură nefericită și aproape săracă. Așa cum era sora ei mai mare. Anna nu voia asta deloc. Într-o zi, Anna a fost trimisă la un concurs național de profesori de școală primară. Nu doar oriunde, ci în capitală. Femeia s-a întors atunci cu o victorie, ceea ce i-a adus și mai mult respect din partea administrației. Despre ea a scris chiar și o locală, cu o fotografie color pe toată pagina. Dar Anna s-a întors acasă nu numai cu o victorie, ci și cu ceva despre care nici ea nu știa în momentul în care s-a întors, sub inima ei trăia și se dezvolta deja o nouă viață. După ceremonia de premiere, care a avut loc într-o sală de concerte imensă, Anna a decis să se plimbe prin capitală. Într-o singură seară a fost în multe locuri, pe Piața Roșie, la Tretiacovca și în faimosul grădina zoologică. Un pic obosită, dar în extaz de la impresii, Anna se întorcea la hotel. Era deja aproape de locul ei de destinație când a fost chemată de el, tatăl viitorului ei copil. Doar atunci femeia, desigur, încă nu bănuia acest lucru. Era un bărbat frumos, înalt, zâmbitor și fermecător. S-a prezentat ca Alexei, a spus că locuiește în hotelul vecin. Alexei a venit în capitală pentru serviciu, și, după cum a spus el însuși, a trebuit să o facă destul de des. Alexei a mărturisit că o urmărește de mult pe Anna și că îi place foarte mult, dar că nu a avut curaj să se apropie de ea. Iar mâine bărbatul va pleca, așa că a riscat să se cunoască. Pentru că nu va mai fi altă șansă. Au vorbit mult timp, stând pe o bancă într-un parc din fața hotelului. Anna însă și se întreba cum de era atât de ușor să comunice cu acest om. Avea senzația că îl cunoaște de mulți ani. Alexei era din Novosibirsk, un oraș mare din nordul țării. A mărturisit imediat că este căsătorit, dar că este nefericit în căsătorie. Anna, din anumite motive, l-a compătimit atunci. Și în general, ea s-a comportat în acea seară complet diferit decât de obicei seriozitatea și precauția ei născută au dispărut nicăieri. Mai târziu, femeia și-a explicat acest lucru pentru sine prin faptul că în acea zi au căzut prea multe impresii, iar Alexei era atât de frumos. Și avea maniere foarte plăcute. În general, au petrecut noaptea în camera Annei, fără promisiuni și obligații. Amândoi știau că nu se vor mai vedea niciodată și acceptau asta pur și simplu s-a întâmplat, i-a atras pe cei doi adulți unul către celălalt cu o forță invincibilă. Anna nu se permisese niciodată ceva de genul acesta, dar de data aceasta nu a rezistat. Și situația încuraja jocul, femeia parcă și-a pus o mască, a altcuiva, și-a permis să fie mai de inhibată, mai liberă decât întotdeauna. Dimineața s-au despărțit, Alexei a îmbrățișat-o pe Anna cu tandrețe, a sărutat-o și a spus multe, multe cuvinte frumoase, de la care femeia a înflorit și s-a simțit ca o regină. Da, nu se vor mai vedea niciodată, dar este o fericire că în viața ei a avut loc o întâlnire cu un astfel de bărbat. Anna știa că va aminti cu căldură de el. La o lună după întoarcerea acasă, Anna a aflat că așteaptă un copil. La început s-a speriat, apoi s-a bucurat. Nu despre asta visa ea. Odată nu a putut, dar acum va avea un fiu sau o fică. Părinții Annei, când au aflat că Anna a născut un copil în afara căsătoriei, au intrat în furie. O rușine! a exclamat tatăl, auzind că va deveni din nou bunic. Cum așa? Ce ai făcut? a plâns mama. Fără ajutor, nu aștepta, a continuat tatăl. Tu ai gătit terciul, tu și făl să iasă din el, a spus din nou tatăl. Nu mă certați, mi-ați grăbit să mă căsătoresc, s-a amintit Anna părinților ei. Ea nu se aștepta la o altă reacție, așa că nu s-a supărat prea tare. Să nască fără soț, rușine și rușine, a repetat mama și și-a înfipt ofensat buzele. Anna înțelegea că se va descurca și singură fără ajutorul soțului și al rudelor. Avea un loc de muncă bun, care îi permitea să închirieze un apartament și să nu se lipsească de nimic. Da, poate va fi greu. Mai ales în primii ani de concediu de maternitate, dar nimic se va descurca cumva. Bucuria de a deveni mama a întunecat toate celelalte sentimente și emoții. Iar apoi s-a născut Vitia, un copil minunat, sănătos, foarte asemănător cu tatăl său copilul care nici măcar nu bănuia existența acestui miracol, și Anna a simțit brusc că este cu adevărat fericită și împlinită. Femeia nu avea nicio îndoială că va depăși totul, va face față la orice. Victor a aflat această poveste de la mama sa, ea i-a spus totul când fiul ei era deja adolescent. Ochii ei străluceau de bucurie când povestea. Era clar că aceste amintiri ei erau foarte dragi. Victor presupunea că mama s-a înfrumusețat puțin povestea. Sigur, uneori a fost foarte greu și înfricoșător, poate că a simțit și ostilitate față de rudele care s-au îndepărtat de ea în momentele dificile. Și față de Alexei, în viața căruia după acea întâlnire nu s-a schimbat nimic. Oricum, mama a spus de multe ori că apariția lui Victor a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată și fiul ei o credea. Victor a crescut ca un băiat sănătos și inteligent. Spre deosebire de mulți alți copii, el s-a îmbolnăvit foarte rar. Băiatul a studiat cu brio, a avut timp și pentru șah și not. În ambele secțiuni a avut succes. Victor a participat la competiții și turnee. A câștigat medalii și a participat la Olimpia de școlare. Uneori Victor îi era foarte dor de tatăl său, pe care nu-l cunoștea deloc, dar nu i-a spus mamei despre asta, nu a vrut să o întristeze. Ea avea deja suficient de greu să-și asigure fiul. Nu numai că a luat două posturi la gimnaziu, dar a făcut și meditații. Victor vedea cât de mult a muncit mama lui pentru el, a apreciat și înțeles acest lucru și a visat să crească cât mai curând posibil pentru a deveni un om de succes și bogat și pentru a-și răsfăța mama cu daruri. Anna a încercat să-i ofere fiului ei tot ce avea nevoie, dar nu l-a răsfățat. Desigur, nu avea cum să facă asta. Cu toate acestea, femeia a găsit întotdeauna bani pentru a-l trimite la competițiile următoare sau pentru a-i plăti secțiunile. Când a venit vremea, Victor a intrat singur pe o bursă la o facultate locală, a absolvit și a devenit specialist în domeniul său. După ce a primit diploma, tânărul s-a angajat la o fabrică care era pilonul orașului i-a oferit un salariu atât de mare, încât tânărul a fost copăleșit de emoție. A trebuit să depună eforturi mari pentru a-și controla emoțiile. În timp, tânărul specialist a fost remarcat și apreciat, iar apoi a fost numit șef de departament. Salariul său a crescut considerabil, iar în decurs de un an, tânărul a reușit să cumpere o casă mare pentru el și mama sa în cartierul de elită al orașului. În sfârșit, s-au mutat în propria lor casă. Apartamentul închiriat era, desigur, confortabil și deja foarte drag, dar totuși aparținea altcuiva. Iată că în sfârșit au propria lor colțișor. Anna nu se putea bucura suficient de fiul ei. Era un tânăr frumos și inteligent, iar acum era și bogat. Victor nu a lucrat mult timp la angajator. Într-o zi a decis să riște și a deschis propria firmă. Avea deja experiență de lucru în domeniul serviciilor și înțelegea cum funcționează piața. Desigur, nu a fost ușor să renunți la un loc de muncă atât de bine plătit și să te arunci cu capul înainte în afaceri, care ar putea să nu fie profitabilă. Dar în adâncul sufletului, Victor simțea că totul va fi bine, pentru că avea un plan clar. Și așa s-a întâmplat. Firma lui Victor a crescut și s-a dezvoltat, aducându-i venituri din ce în ce mai mari. Acestea erau bani pe care nu i-ar fi putut câștiga niciodată la fabrica, chiar și în cea mai înaltă funcție. Tânărul a știut să gestioneze eficient banii. A investit o parte în dezvoltarea afacerii, a economisit o parte și a investit o parte în investiții. Și desigur, Victor, așa cum visase cândva, își răsfăța mama cu cadouri. Acum își putea permite asta. În cele din urmă, Victor a fost nevoit să se mute. A crescut într-un oraș mic din provincie și a început afacerea acolo, dar afacerea lui a crescut, iar în provincie i-a devenit strâmt. Așadar, a început un nou capitol în viața lui Victor, cucerirea capitalei. Acest nou capitol nu a fost ușor. Concurența, necesitatea de a rezolva o mulțime de probleme, atât de afaceri, cât și pur și simplu cotidiene. Tânărul nu dormea uneori câte două nopți dar Victor a reușit și a aranjat afacerea și s-a stabilit. Acum Victor locuia și lucra în capitală. El a încercat de multe ori să-și mute mama mai aproape de el. I se părea că nimic nu o ține în orașul natal, dar se înșela. La început, Anna Andrivna nu a vrut să renunțe la serviciu. Voi duce clasa până la absolvire, iar apoi voi vedea. Și unde vor fi ei fără mine, după ce s-a pensionat, alți factori au început să o țină pe loc. Prieteni, vecini, curți familiare, apartament. În general, Anna Andrivna a refuzat să se mute. I se părea că nu va găsi locul ei în capitală. Tu lucrezi constant, tot în afaceri și muncă, iar eu nu cunosc pe nimeni acolo. Și ce să fac? Să stau zile întregi în patru pereți. Aici măcar am prietene. Mergem la teatru, la cafenea, iar acolo ce mă așteaptă? În cele din urmă, Victor a înțeles că este inutil să convingă părintele. El venea adesea în vizită la ea sau aducea pe mama să locuiască cu el. Anna Andrivna, de fapt, nu-i plăcea foarte mult capitala. Ea se obosește repede de oraș. Dar Victor se descurca excelent în metropolă. Se simțea ca peștele în apă, atât de multe evenimente, atât de multe oportunități, atât de multe opțiuni potențiale de a obține profit. În ceea ce privește viața personală a lui Victor, aceasta nu a fost la fel de de succes ca și munca sa. Ca și în muncă, în tinerețe au existat iubiri și hobby de scurtă durată. Dar chiar și în tinerețe, Victor a înțeles că toate acestea nu sunt altceva decât romane de scurtă durată. În capul tânărului s-a format imaginea celei de-a doua jumătăți. El a pus în fruntea unghiului astfel de calități precum inteligența, bunătatea, sensibilitatea, fidelitatea. Dar niciuna dintre fetele care se învârteau în jurul unui tânăr om de afaceri de succes nu corespunde acestui ideal. Și apoi Victor a cunoscut-o pe Iulia. S-a întâmplat într-un club unde un om de afaceri de succes sărbătorea încheierea unui nou contract care trebuia să aducă o bună profitabilitate. O fată înaltă și subțire a căzut literalmente pe capul lui Victor. A fost împinsă accidental de un ospătar neîndemânatic și frumusețea nu a putut să se țină pe picioare. Mai târziu, Victor a aflat că totul fusese pus la cale, atât întâlnirea, cât și îndemânarea ospătarului, care s-a dovedit a fi fostul coleg de grup și complice al Iuliei. Dar atunci, acel incident părea un mic miracol și amintea de o scenă dintr-o comedie romantică. Când Iulia și Victor s-au cunoscut, fata l-a fermecat imediat pe tânăr cu modestia ei, chiar timiditatea. Era greu de crezut că, cu o asemenea frumusețe, Iulia a rămas necoruptă și sensibilă spre deosebire de multe dintre frumusețile pe care le cunoștea Victor. În mod normal, acestea se comportau ca niște prințese răsfățate, iar această fată era foarte diferită de restul. Acest lucru a fost probabil ceea ce a atras-o pe Victor la ea. Ei au început să se întâlnească, și, cu cât Victor o cunoștea mai bine pe Iulia, cu atât se îndrăgostea mai mult de ea. Fata era nu numai frumoasă și inteligentă, ci și incredibil de bună. Ea avea milă de animalele fără stăpân și de copii abandonați, plângea la finalurile triste ale filmelor și dădea mereu bani cerșetorilor. În plus, spre deosebire de fostele iubite ale lui Victor, Iulia nu cerea cadouri. Nu, Victor nu a fost niciodată zgârcit. Când un tânăr bărbat se întâlnea cu o fată, el o curta mereu frumos. Îi plăcea să-i facă pe cei dragi să se simtă bine, așa că Victor nu a uitat să cheltuiască bani și timp pentru surprize. Dar fetele foarte curând începeau să-și abuzeze de generozitatea lui Victor, ceea ce îl respingea imediat. Pentru că sentimentul de a fi folosit este întotdeauna neplăcut. Și Victor nu putea suporta asta. De ce să continui o relație dacă în tine văd doar o resursă? Tânărul bărbat se hotărâse deja că toate fetele tinere sunt așa sau devin așa alături de un bărbat de succes, dar apoi Iulia a apărut în viața lui. Iulia îl privea pe Victor cu ocuiniți și îndrăgostiți. Nu avea nevoie de bijuterii scumpe, de călătorii sau de bani, doar de prezența iubitului ei. Și asta îl umplea de fericire. Victor simțea că în sfârșit a întâlnit-o pe jumătatea lui, deși începuse să creadă că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Dar în curând s-a dovedit că totul fusese pus la cale, inclusiv întâlnirea cu Iulia, atașamentul lui Victor față de ea și, cel mai important, comportamentul ei ideal. Toate acestea au fost parte a planului ei bine gândit. Sergei, adjunctul lui Victor pentru probleme financiare, dorea de mult timp să preia compania, iar pe șeful plănuia să-l înșele și să-l bage la închisoare, pentru a nu-i sta în cale. Sergei se ocupa de aspectele financiare și juridice ale companiei de câțiva ani. Victor îi avea încredere, deoarece fuseseră colegi de clasă. La acea vreme, Sergei părea un tânăr onest, direct, inteligent și foarte viclean. Victor nu-și putea imagina că acesta ar putea face așa ceva cu el. Iulia era iubita lui Sergei, Împreună, au elaborat un plan conform căruia Victor trebuia să se îndrăgostească de tânăra frumusețe, iar ea să creeze apoi o situație în care Victor să semneze documentele necesare și să fie trimis la închisoare, iar locul său să fie luat de Sergei. Cine altcineva ar fi putut să preia conducerea companiei decât el, care era al doilea un după șef? Victor a dezvăluit planurile cuplului criminal din întâmplare. Desigur, Serghei nu a mai lucrat pentru el o zi după aceea, dar cu Iulia a fost cel mai greu. Nu-i plăcea să creadă că ea se prefăcea, că zâmbetul ei bâlând, privirea îndrăgostită, îmbrățișările și săruturile ei erau toate false. Victor a încercat să găsească scuze pentru iubita sa, dar nu a găsit. Totul indica faptul că era o trădătoare ordinară. Chiar dacă acest lucru nu se potrivea cu imaginea care se formase în capul lui Victor. Desigur, au rupt. Iulia a încercat să rămână alături de Victor, cerându-și scuze, învinuindu-le pe Serghei și jurându-și dragoste și fidelitate. Victor a trebuit să depună eforturi mari pentru a nu-i crede din nou. Cum s-a dovedit, a fost o decizie înțeleaptă, deoarece, plecând, Iulia i-a spus tânărului o multe cuvinte neplăcute și jignitoare. A fost dureros să vezi cum o față frumoasă, care odată i-a iubitului său, se zâmbește cu o expresie malefică. După această poveste tristă, Victor a încetat complet să mai aibă încredere în femei și nu a mai visat la noi relații serioase. În viața sa au mai existat încă relații scurte, fără obligații. Totul a fost sincer și clar, dar nu a făcut niciun plan pe termen lung. Acum, Victor nu mai construia nimic, bărbatul era mulțumit de viața sa actuală. Locul central în aceasta îl ocupa, desigur, munca, un lucru iubit, care nu îl va trăda niciodată și nu îl va răni. Anna Andrivna era îngrijorată de asta, îi dorea să-și vadă fiul fericit, mai ales în viața personală. Ai nevoie de o soție, de copii, enumera ea. Cum așa să planifici să trăiești singur toată viața? Este bine acum, dar în bătrânețe va fi fric și neîndemânatic pentru tine. Așa va fi cum va fi, a încercat Victor să scape de conversație. Mă întreb pe mine însămi, a oftat Anna Andrivna. La urma urmei, când mă dădeau părinții mei la căsătorie cu copii, mă grăbeau, nu îi înțelegeam atunci. Mă gândeam de ce se bagă în viața mea. Și acum, iată că eu însă mi spun aceleași cuvinte fiului meu. Este ciudat tot. Așa au continuat lucrurile. Anna Andrivna se bucura de libertate după pensionare. Avea o companie minunată, o pereche de colegi de la serviciu și o vecină. Toate femeile erau colege, mergeau la teatru și la cafenea, pur și simplu mergeau în parc și chiar călătoreau. Victor se bucura că viața mamei sale nu se limitează la seriale și ședințe la banca din fața blocului. Dar au trecut câțiva ani, și bărbatul a observat că comportamentul mamei sale s-a schimbat. La început, ea pur și simplu uita cuvintele, începea să spună ceva și apoi se oprea. Nu putea continua fraza. Victor nu vedea nimic în neregulă cu asta, toată lumea are momente de uitare, dar Anna Andrivna a început din ce în ce mai des să se oprească în timpul conversației, să se blocheze și să clipească. Apoi, femeia în vârstă a început să uite și să confunde fapte importante din propria biografie. A ajuns la punctul în care, pe un ton serios, i-a încercat să-i convingă pe fiul ei că a absolvit o școală culinară, în timp ce Victor știa perfect că mama s-a absolvit universitatea pedagogică, iar bucătar era prietena și vecina ei, Claudia Stepanovna. I-a vorbit de multe ori despre studiile și munca ei. Așa că, probabil, în capul mamei s-au amestecat faptele din propria viață. Și poveștile vecinei. Toate acestea nu puteau decât să-l îngrijoreze pe Victor, mai ales că prietenele mamei sale îi sunau periodic cu vești alarmante. Bărbatul a programat-o pe Anna Andrivna la o consultație cu un profesor renumit. Diagnosticul a fost dezamăgitor. Alzheimerul este o boală teribilă și irreversibilă care progresează treptat și răpește omului cel mai important lucru, personalitatea sa. Poți încerca să încetinești dezvoltarea bolii, i-a explicat medicul lui Victor, dar să o oprești complet este imposibil. Desigur, Victor la început nu i-a crezut pe profesorul din provincie, că ar putea ști ceva, stând în această groapă. Medicina se dezvoltă cu pași rapizi. Cu siguranță există un mod de a salva mama de a o scoate din ghearele boliviclene. Și bărbatul, amânând toate treburile sale, s-a grăbit să o salveze pe Anna Andrivna. El a dus-o în cele mai avansate centre medicale din țară, s-a adresat cuiva la luminile medicale străine, a apelat chiar și la medici care practică metode de tratament netradiționale. Totul a fost în zadar. Boala a continuat să progreseze. Medicii au fost unanimi în opinia lor. Anna Andrivna avea un caz deosebit de grav al bolii. Femeia în vârstă răspunde aproape deloc la terapie. Boala progresa rapid. Niciun medicament sau intervenție medicală nu era capabil să încetinească semnificativ acest proces. A fost greu să-și recunoască propria neputință. Victor avea bani, conexiuni, oportunități, dar toate acestea nu aveau nicio importanță în această situație. Anna Andrivna se îndepărta treptat în lumea ei. Dar au fost și momente de iluminare, când ochii ei deveneau brusc la fel ca înainte. Conștienți, iubitorii, atenți! Din păcate, acest lucru se întâmpla din ce în ce mai rar. Victor aștepta cu nerăbdare astfel de momente pentru a putea din nou să comunice cu mama sa. El era dor de ea, de fosta Anna Andrivna dar cea mai mare parte a timpului, mama lui era acum un om complet străin, capricios, capricios, complet nepotrivit pentru viața de zi cu zi. Anna Andrivna avea nevoie de îngrijire și supraveghere constantă. Victor a vrut să o transfere la el, mai aproape de capitală, dar ea s-a opus cu furie. Vrei să mă dai afară din casa mea și să-mi iei apartamentul pentru tine? A șoptit ea cu o voce plină de ură, privindu-le pe fiul ei. Femeia în vârstă nu-l mai recunoștea pe Victor. Ea-l vedea pe cel mai drag om din viața ei ca pe un dușman. Nu vei reuși nimic. Pleacă, hoț, înainte să chem poliția. Dar cu prietenele sale, care continuau să o viziteze pe Anna Andrivna și să o susțină, ea se comporta cu totul altfel. Femeia în vârstă a decis brusc că ele sunt surorile ei și că nu vrea să plece de lângă ele. Victor a fost nevoit să se mute singur la mama sa. El o supraveghea zi și noapte, deoarece ea putea oricând să lase aprins cazul sau apa, să se răstoarne peste un dulap, să bea sau să mănânce ceva complet nesănătos. A fost greu, atât din punct de vedere moral, cât și fizic. Era obositor și consumatoare de timp. Victor nu putea lucra normal. Uneori, el trebuia totuși să plece în capitală. În acest timp, după Anna Andrivna se uita după ea una dintre prietenele sale, dar bărbatul nu putea să se folosească de bunăvoința lor. El înțelegea cât de dificil este să îngrijești un bolnav toată ziua. Anna Andrivna continua să refuze categoric să se mute mai aproape de fiul ei. Nu putea să o ducă cu forța. Ei nu-i plăcea capitala nici când era sănătoasă. Ce efect ar avea orașul asupra ei acum, când psihicul femeii în vârstă era atât de instabil? Medicii au declarat cu o voce comună că ar fi un stres uriaș pentru pacienta lor, care ar putea provoca, probabil, o deteriorare a stării ei. Mai rămânea încă o opțiune, o asistentă. Dar și aici totul a ieșit greșit. Profesioanele în îngrijirea persoanelor în vârstă, pe care Victor le-a dus mamei sale, nu-i plăceau deloc. Anna Andrivna nu se jena să-și exprime dezgustul atunci când le explica de ce nu dorea să lucreze cu ele. Victor se rușina, era inconfortabil în fața acestor femei, dar ele înțelegeau totul. Victor era disperat. De luni de zile locuia în apartamentul mamei sale, supraveghindu-i zi și noapte, în timp ce în capitală se acumulau treburile care necesitau participarea și atenția sa. Bărbatul nici măcar nu se imagina cum și când va putea rezolva toate acestea. Prosperitatea companiei sale, pe care o preluase de la o firmă mică, era amenințată. Nu avea timp, nu putea să-și lase mama singură. Nu accepta niciun îngrijitor și chiar îi avea frică. Refuza categoric să meargă la clinică. Ieșirea s-a găsit de la sine. Într-o zi, Anna Andrivna s-a întors de la plimbare într-o dispoziție excelentă. Victor lucra tocmai în acel moment, profitând de câteva ore de libertate pe care i le-a oferit una dintre prietenele mamei sale, credința Claudia Stepanovna. Ea locuia în apropiere și mergea adesea la plimbare cu Anna Andrivna. Victor îi era profund recunoscător pentru asta. Victor a deschis cu un zâmbet ușa pentru cele două femei în vârstă, mama și prietena ei, și a văzut imediat că ambele nu erau strălucite de bucurie. Ce s-a întâmplat? A întrebat Victor cu un zâmbet. O, Vitec, am găsit o îngrijitoare pentru Anna, a răspuns Clavdia Stepanovna. Anna Andrivna, care stătea lângă ea, a aprobat din cap. Cum ați găsit-o? Nu a înțeles bărbatul. Chiar pe stradă. Se poate spune și așa, a zâmbit Clavdia Stepanovna. Dar există un mic detaliu. Un mic detaliu în sensul literal al cuvântului dar nu respingeți imediat această opțiune, pentru că Anna a fost de acord. Îți imaginezi, a respins pe toată lumea, iar aici a fost de acord. Spuneți-mi deja, a cerut Victor, mi-ați intrigat. S-a dovedit că în curte, femeile în vârstă au cunoscut o fată pe nume Tatiana, care se plimba cu fiul ei, un copil fermecător de trei ani. El a fost pe care Clavdia Stepanovna l-a numit un mic detaliu, Anna Andrivna s-a atașat imediat de băiat, i-a oferit o bomboană, a vorbit cu el despre asta și despre ce. Iar Claudia Stepanovna, între timp, a vorbit cu mama copilului. Așa cum se întâmplă de obicei la astfel de întâlniri întâmplătoare, ambele femei s-au destăinuit. Claudia Stepanovna i-a povestit despre nenorocirea ei. Prietena ei apropiată, cu care au fost nedespărțite toată viața, se află acum în acest stadiu. Ea amintește puțin, se preface adesea că este altcineva și se comportă ca un copil. Tatiana a clătinat trist din cap. Se pare că ea cunoaște din propria experiență ce este Alzheimer. Această boală a transformat-o pe unchiul ei puternic și plin de viață într-o persoană neajutorată și independentă. Tatiana i-a povestit despre ea, iar Claudia Stepanovna a fost șocată la început de ceea ce a trebuit să suporte această tânără mamă. Apoi a avut o idee salvatoare, s-a găsit o soluție pentru o mulțime de probleme pentru toți participanții la această poveste. Tatiana era tânără, chiar mai tânără decât tine, i-a spus Claudia Stepanovna. Dar trecuse prin atâtea greutăți încât nici o femeie adultă nu le-ar fi putut suporta toată viața. Tatiana a locuit în sat, a terminat acolo școala, s-a mutat în oraș să studieze economia era fericită că a intrat la universitate pe cont propriu, fără pile și fără bani. A studiat, s-a străduit, a luat diploma și s-a angajat la o firmă mică de instalații de aer condiționat. Își închiria o cameră și se întreținea singură, fiind foarte mândră de asta. Tatiana le-a povestit celor două ascultătoare întâmplătoare că a vrut din totdeauna să se rupă de sărăcie. În sat, familia ei nu era bogată, ca să spunem așa. Tatiana împărțea o cameră mică cu două surori și un frate. Banii le lipseau mereu. Fetița a fost nevoită să muncească din 11 ani la o fermă locală. Nu murea de foame, dar nu putea visa la haine frumoase, la electronice sau la călătorii. În plus, situația din casă nu era prea încurajatoare. Tapetul se destrăma, tavanul era scorojit, iar mobilierul era vechi și deteriorat. Tatiana voia să trăiască altfel și credea că școala o va ajuta să-și schimbe destinul. De aceea își petrecea tot timpul liber stând cu capul în cărți. Nu era ușor, deoarece, ca cea mai mare fică, avea multe responsabilități în casă. Trebuia să facă curat în camere și în curte, să gătească cina și să se uite după cei mici. De asemenea, nu avea prea multe condiții pentru a studia. Singurul birou era mereu plin de jucării, plastilină și acolorate. Cei mici se bălăceau în jurul ei, făcându-i tot felul de întrebări și zgomot. Uneori, Tatiana se urca cu cărțile pe mansardă și stătea acolo, ascultând zgomotele năbușite care veneau de jos. Nu era liniște perfectă nici acolo, dar mansarda era totuși cel mai bun loc pentru a studia. Spre deosebire de colege, Tatiana nu mergea la dansuri în satul vecin și nu se întâlnia cu băieți. Asculta, desigur, poveștile prietenelor ei despre aventurile lor romantice. Uneori era chiar interesant, ca și cum ai vedea un film sau ai citi un roman. Dar fata a decis ferm pentru sine că mai întâi studiile și cariera, iar apoi se poate gândi la viața personală. Mă amintește de soarta mamei mele, a clătinat din cap Victor. Mama era și ea din sat și din familie numeroasă. Ea, de asemenea, a vrut să se ridice pe picioare, iar viața personală nu o interesa. Ai observat și tu asta, a zâmbit Claudia Stepanovna. Desigur, am observat imediat această asemănare. Și Anna, se pare că nu doar se ocupa de copilul Tatianei, ci asculta cu interes povestea ei. Am văzut că această fată îi place Annei. Și mie mi-a plăcut Anna, modestă, liniștită, sinceră. Și așa, Tatiana a absolvit școala din sat cu o medalie de aur și a intrat la universitate. I s-a dat o cameră în cămin, i s-a acordat o bursă, au început ani de studii intense. A fost greu să învețe, dar Tatiana chiar îi plăcea. I-a perceput formulele și teoremele dificile ca pe un nou provocare și a întotdeauna câștigat în cele din urmă. În timpul studenției, Tatiana nu a acordat o atenție specială băieților. Era o fată frumoasă, zveltă, cu ochii mari, grațioasă, cu ochi uriași, păr lung, de culoarea grâului copt, cu un minunat ton de piele de miere. Tatiana este acum o frumusețe, a zâmbit Ana Andrivna, care pentru prima dată de la întoarcerea acasă a intervenit în conversație. O frumusețe, deși viața nu a fost foarte bună cu ea, dar acum totul va fi în regulă. Da, Tatiana este o tânără foarte atrăgătoare, a confirmat cuvintele prietenei sale Claudia Stepanovna. Și, desigur, când era studentă, Tatiana avea fani, dar fata a decis ferm pentru sine că mai întâi trebuie să termine universitatea și să se ridice pe picioare, iar apoi să se gândească la dragoste. Și a mers spre obiectivul ei. Prietenii ei au propus un alt mod de a se stabili în oraș și de a trăi nu foarte sărac. Să găsească un bărbat bogat și să-l seducă. Dar astfel de metode nu erau pentru Tatiana. Ea dorea să fie sigură de bunăstarea ei. Iar cum poți fi sigur de asta dacă viața ta confortabilă depinde de altcineva? În general, după ce a absolvit Universitatea cu o diplomă roșie, Tatiana a început să caute un loc de muncă. Și l-a găsit aproape imediat. S-a angajat ca economist al muncii la o firmă locală de succes de instalare aer condiționat. Salariul unui tânăr specialist a fost oferit decent, mai ales dacă îl comparați cu bursa pe care Tatiana a fost nevoită să o trăiască toți acești ani, deoarece nu putea conta pe ajutorul rudelor. Părinții se chinuiau să facă față cheltuielilor. Ba chiar mama și tata au reușit să-i fi cei mai mari ideea că trebuie să-i susțină financiar când se va face om, căci ei au crescut-o. Tatiana a făcut așa și a susținut familia pentru o vreme, cumpărând cadouri și transferând bani mamei pe cart. Dar când ei au avut nevoie de ajutor, familia s-a întors împotriva ei pe Tatiana, o tânără foarte atrăgătoare, a observat-o imediat Simion, managerul senior al departamentului de achiziții și fiul patronului firmei. Tânărul, desigur, se simțea ca un prinț în birou. De fapt, din copilărie, el fusese un prinț. Simion era înconjurat de lux. El era obișnuit ca toate dorințele lui să se împlinească până la vârsta de 26 de ani. Tânărul era plictisit de viața frumoasă, îi dorea ceva nou, ceva necunoscut. Și apoi, la muncă, s-a angajat Tatiana, o frumusețe modestă cu ochi mari și un minte ascuțită. Desigur, ea nu l-a atras pe tânăr prin frumusețea ei, nu, el a întâlnit modele și actrițe. Nu era impresionat de o față frumoasă, el a fost mai degrabă atras de farmecul special al unei noi colege comportamentul ei neobișnuit pentru majoritatea fetelor îl făcea pe Simion să vrea să dezlege ghicitoarea Tatianei, să o înțeleacă, să o cunoască mai bine, așa că a început ofensiva. Tatiana se afla la vârsta la care era timpul să se gândească la o jumătate. Majoritatea prietenilor ei erau deja căsătoriți și creșteau copii și ea dorea și a fericirea familiei. Mai mult, Tatiana credea că a realizat multe, s-a educat, lucrează, se asigură singură, Tatiana, obosită să se descurce singură în viață, visa la un bărbat apropiat, lângă care să poată vorbi seara, care să o îmbrățișeze după o zi grea de muncă. Acel bărbat a apărut în persoana lui Simion. El a avut grijă foarte abil de noua colegă. Desigur, tânărul era un profesionist în acest domeniu, flori, surprize drăguțe, complimente rafinate, priviri admirative. Simion știa cum să surprindă orice fată și se lăuda că fiecare poate găsi abordarea corectă. Adevărul este că Simion nu mai întâlnise niciodată o femeie ca Tatiana. Sarcina lui Simion era dificilă, dar era și mai interesantă. În cele din urmă, desigur, Simion a reușit să o îndrăgostească pe Tatiana, au început să se întâlnească. Atunci, fata nu știa încă că Simion este fiul patronului firmei. Dacă Tatiana ar fi știut despre identitatea lui Simion, ar fi putut fi mai atentă. Dar desigur, colegii ei de la serviciu, văzând că Tatiana avea o relație cu Simion, i-au spus cine este tatăl lui. Dar era prea târziu. Tatiana era îndrăgostită până peste cap și nu și putea imagina viața fără Simion. El locuia practic în apartamentul ei și Tatiana era complet mulțumită de asta. Cei doi tineri au fost împreună timp de aproximativ doi ani. Probabil că Simion chiar avea sentimente puternice pentru Tatiana. Relațiile sale anterioare duraseră cel mult șase luni. Dar acum, pentru prima dată în viața lui, Simion voia să aibă grijă de cineva. Și Tatiana a fost cea care l-a învățat cum să facă asta. Ea îi gătea mâncăruri delicioase, se interesa de treburile și de starea lui de sănătate și nu cerea nimic în schimb. Din potrivă, când Simion îi făcea cadouri, fata se rușina foarte mult. Desigur, tatăl lui Simion a aflat în cele din urmă despre relația fiului său. La început, bărbatul nu a dat prea mare importanță. Simion era tânăr, îndrăgostit și lipsit de griji. Tatăl înțelept îi permitea fiului său să se bucure de tinerețe, pentru că știa că dacă nu se distrează în tinerețe, va fi tot restul vieții dar vestea că Simion avea o relație serioasă îl îngrijora. Alegerea era deja foarte nepotrivită. O fată săracă de la țară, fără nicio avere. Probabil că ea îl prinsese pe fiul său cu o rețea pentru a se ridica din sărăcie. Se putea înțelege, pentru că Tatiana era una dintre multele fete care își doreau să scape de sărăcie. Dar Simion nu era un mijloc de realizare a scopurilor ei. Simion era un tânăr îndrăgostit și nu înțelegea că este folosit. El vorbea despre puritatea și sinceritatea ei. El susținea că există multe astfel de fete în lume. Și nu este de mirare, pentru că cercul de prieteni al lui Simion înainte de a o întâlni pe Tatiana era format din fete răsfățate din familii destul de înstărite, obsedate de frumusețe, lux și divertisment. Probabil că Tatiana era o fată înțeleaptă, care știa cum să se comporte pentru ca un tânăr plictisit să-și piardă capul după ea. Ei bine, bravo ei, că a reușit să facă asta. Numai că nu a luat în calcul un lucru, Simion avea un tată care nu-i va lăsa fiul să facă o greșeală fatală. Bărbatul a decis să-l trimită pe Simion la o bursă în străinătate, departe de ochi și de inimă. Tatăl îl cunoștea bine pe fiul său în străinătate Simion va găsi o nouă dragoste, apoi a doua, apoi a treia. Tatiana nu va reuși cu nimic. Trebuie să acționăm rapid pentru că această fată este vicleană. Pentru a-și consolida poziția, iar ar putea chiar să rămână însărcinată, iar atunci va avea un puternic instrument de șantaj cu care să scoată bani de la familia bogată. Acest plan este vechi de când lumea, dar își păstrează încă eficacitatea. În general, Simion a zburat peste ocean, a continuat Clava Stepanovna. Anna Andrivna a ascultat cu atenție prietena ei și a dat din cap. În ochii ei se vedea clar mila pentru personajul principal al poveștii, Tatiana. Exact ca în desenul animat despre Carlson, a zburat, dar a promis că se va întoarce. Nu s-a întors, așa cum a presupus părintele înțelept, Simion a întâlnit în străinătate o nouă fată a viselor sale și a decis să rămână cu ea. Tatăl chiar a ajutat fiul său să-și deschidă o mică afacere în altă țară, astfel încât acesta să poată asigura atât pe sine, cât și pe noua sa iubită. Bărbatul își proteja întotdeauna singurul copil, făcea tot ce era necesar pentru ca viața lui să fie strălucitoare și fără griji. Tatiana, spre deosebire de Simion, a ajuns foarte curând într-o situație disperată. Curând după plecarea iubitului ei, Tatiana a realizat brusc că este însărcinată. Ei nu planificaseră încă copii, așa că vestea nu a fost o bucurie pentru Tatiana. Din potrivă, fata a simțit teamă. Simion nu era acolo și nu va fi încă mult timp. Stagiul era planificat să dureze mult, așa cum era nevoie pentru cariera lui Simion. Tatiana înțelegea asta, dar totuși simțea durere și tristețe. Era atât de greu să nu vadă fața iubitei ei atât de mult timp. Și apoi Simion a dispărut și din rețelele sociale. A explicat că așa trebuie din cauza muncii. Legăturile cu el s-au întrerupt aproape complet. Tatiana se simțea abandonată și singură. Ei era foarte dor de iubitul ei. Fata a început chiar să economisească bani din salariu pentru o călătorie în orașul în care locuia și lucra acum Simion. Și apoi o astfel de veste, o sarcină, iar termenul era deja destul de mare. Tatiana nu a observat la timp semnele evidente, prea preocupată de dorința ei pentru Simion și a pus orice disconfort pe stres, pe întârziere, pe tulburări hormonale. Așa s-a mai întâmplat cu ea și înainte, așa că nu se aștepta deloc să vadă două dungi proaspete pe testul de sarcină, cumpărat doar din precauție. A doua zi dimineață, Tatiana a mers la doctor cei drept, testul ar fi putut să mintă. Nu a mințit. Tatiana a fost trimisă la ecografie, unde s-a constatat că era deja în al doilea trimestru de sarcină. Au anunțat chiar și sexul bebelușului, un băiețel. Tatiana s-a obișnuit de mult cu gândul de a întrerupe sarcina, dar nici măcar nu a luat în considerare asta. În primul rând, era prea târziu. Și chiar dacă termenul ar fi permis nu ar fi renunțat niciodată la acel copil. Tatiana îl iubea deja, îl iubea din toată inima. Păcat că nu putea lua legătura cu Simion. El nici măcar nu își imagina că va deveni tată în curând. Cu siguranță, Simion se va bucura să afle că vor avea un băiețel, pentru că majoritatea băieților visează la fi. Tatiana nu știa și nici nu putea ști că în acest timp, persoana iubită a ei deja se întâlnea cu viitoarea sa soție o fată frumoasă dintr-o familie înstărită, o uniune pe care tatăl tânărului aproba în totalitate. Nu, Simion a iubit-o sincer pe Tatiana, când erau împreună. În acest sens, băiatul a fost destul de sincer cu cealaltă jumătate a sa. Dar tatăl său avea dreptate în privința fiului său. Tânărul era caracterizat de frivolitate și nepăsare. Și nu putea rămâne singur mult timp. Tatiana nu știa ce să facă, cum să ia legătura cu Simion. El nu mai era pe rețelele de socializare, iar telefonul nu răspundea. Probabil că a trebuit să-și schimbe numărul. Era ciudat că nu i-a spus acest lucru și mai ciudat că nu o suna el însuși. Într-o zi, fata a strâns curajul și s-a dus în biroul central al tatălui lui Simion. Dacă cineva îi putea spune adevărul despre el, atunci doar el. A fost greu să ia această decizie, dar Tatiana nu avea altă ieșire. Timpul trecea, termenul de naștere se apropia. Era imposibil să supraviețuiești cu un copil mic pe devis de maternitate. Acești bani nu ar fi fost suficienți nici măcar pentru chirie. Și în general, copilul avea nevoie de un tată, de un om apropiat lângă el din primele zile de viață. Tatiana nu ar putea face față singură cu un copil într-o dimineață însorită din Ialta, Tatiana a apărut în biroul șefului și proprietarului firmei în care lucra, pentru a se întâlni cu tatăl lui Simion. Văzând deja burta proeminentă a Tatianei, acest om a înțeles totul, a spus Clava Stepanovna. El a vorbit cu fata în mod grosolan și nepoliticos. A spus imediat că nu era prima care susținea că este însărcinată cu fiul său, că a întâlnit deja vreo zece astfel de fete a spus că fiul său se afla deja în altă țară, că pregătirile pentru nuntă erau în plină desfășurare și că Simion nu se va întoarce. Când Tatiana a spus că se poate face un test ADN pentru a nu exista nicio îndoială, acest bărbat s-a înfuriat și mai mult. Tatăl lui Simion a decis că Tatiana la amenință și a spus că dacă testul ADN va dovedi că copilul este al lui Simion, atunci el îl va lua de la ea, îl va crește singur, iar Tatiana va fi trimisă înapoi în satul ei, în general, Tatiana a plecat atunci din birou fără nimic. Tatiana a digerat mult timp veștile pe care le-a aflat de la șef. Simion se pregătea de nuntă, cum de-a uitat-o atât de repede. A fost dureros și jignitor. Dar Tatiana nu avea timp să se plângă. Iar ea avea multe de făcut, să găsească un apartament mai ieftin, să cumpere tot ce era necesar pentru copil să economisească bani pentru o perioadă, pentru că nu va putea lucra câteva luni. A trebuit să supraviețuiască în condițiile oferite de soartă. Nu mai putea spera ca familia lui Simion să recunoască copilul. Șeful a dat clar să înțeleagă că, dacă va fi nevoie, va lua copilul de la ea și, desigur, va câștiga în instanță. Bani, putere, conexiuni, Tatiana nu se poate compara cu un astfel de om. Tatiana a decis să nu mai intre în câmpul vizual al unor astfel de oameni. Acum se temea de tatăl lui Simion și era îngrozită de perspectiva de a-și pierde fiul, pe care l-a iubit deja din toată inima. Curând, Tatiana a fost lovită de o nouă nenorocire. A fost concediată și încă și asta pe un articol neplăcut, incompatibilitatea postului cu starea de sarcină. Cu o astfel de înregistrare în carnetul de muncă, niciun angajator nu o va lua cu atât mai mult cu un copil mic în brațe. Probabil tatăl lui Simion s-a răzbunat astfel pe cea care i-a cauzat atât de multe probleme și griji. Tatiana a fost nevoită să închirieze o cameră mică la periferie și să lucreze ca femeie de serviciu până la naștere, fără a fi angajată oficială. Pe o altă poziție, ea oricum nu ar fi putut să se angajeze, însărcinată, și încă și cu o astfel de înregistrare în carnetul de muncă. Tatiana avea o mică rezervă de bani, banii pe care i-a economisit pentru o călătorie la iubitul ei. Dar s-au terminat după trei luni de la nașterea micului Arsenie, iar Tatiana a trebuit să se întoarcă la spălarea scărilor. O purta în brațe în port bagaj, o muta de la etaj la etaj, ștergea podelele și scările, iar în același timp îi cânta lui Arsenie născuții cântece de leagă în sau îi povestea povești. I-a fost greu. Dar nu a avut altă ieșire. Familia, desigur, nu a ajutat-o pe fica mai mare care se afla într-o situație dificilă. Din potrivă, mama Tatianei i-a reproșat mai multe decât tatăl lui Simion. O numea desfrânată și rușine. Tatiana, care avea nevoie disperată de sprijin, a plâns. I-a fost dureros să audă aceste cuvinte. Părinții i-au dat de înțeles că Tatiana i-a dezamăgit. Ei se așteptau ca fica mai mare să devină o persoană importantă și să-i ajute financiar. Și totul mergea bine la început, dar ea a avut curajul să se pună într-o astfel de situație. După ce copilul a crescut, a devenit mai ușor, a continuat să spună Clavdia Stepanovna. Arsenie este un băiețel inteligent și serios, deși are doar câțiva ani. El o ajută pe mama lui în tot ce poate. Tatiana poate lucra acum mai mult și, prin urmare, câștigă mai mult. Așa că s-au mutat din cartierul defavorizat. Tatiana a închiriat o cameră mai bună și continuă să lucreze ca femeie de serviciu. În paralel, se înscrie la o școală gratuită de programare. Nu o vor angaja ca economistă după această înregistrare din carnetul de muncă, iar programatorii câștigă mai mult. Tatiana lucrează din greu pentru fiul ei, dar este obosită atât de spălatul scărilor, cât și de studiu. Claudia Stepanovna și Anna îi pare rău pentru ea. Ele sunt bune la a judeca oamenii și au înțeles imediat că Tatiana este o persoană bună și sinceră. O poveste uimitoare a clătinat din cap Victor. Din viața acestei tale prietene se poate face un film. Nu știi încă cel mai important lucru, a zâmbit misterios Claudia Stepanovna. Mama ta a propus o idee grozavă. I-a întrebat pe Tatiana dacă ar fi de acord să devină îngrijitoarea ei. Ea însă și a propus. A fost surprins Victor. Da, Ian însă și. Mă bucur că am înțeles-o. De fapt, nu există un plan mai bun. Tatiana este o fată sinceră, bună și atentă ea va putea să vorbească cu mama ta și să-i amintească să-și ia medicamentele la timp. Și o va face cu bâlândețe, cu prietenie și cu un zâmbet. Iar băiatul ei este grozav. El și mama ta s-au înțeles imediat. Anna este ca un copil. Uneori se vor juca împreună. Vechi și tineri. Și Tatiana, în loc să spele podele, se va putea concentra pe studiu. Nu va trebui să facă multă muncă fizică sau să petreacă mult timp. Iar salariul ei va fi, desigur, mai mare decât acum. Vezi ce bine va fi pentru toată lumea, a spus Clavdia Stepanovna, strălucind. Ea credea că această idee era minunată. Anna Andrivna nu se îndoia nici ea că acesta este o ieșire din situație. Numai că Victor nu se putea decide. Să lase în casă un om complet străin și necunoscut de pe stradă. Cine știe ce a spus celor două bătrâne? Poate că această Tatiana este o impostoare care le-a mințit pe cele două doamne în vârstă, care nu au înțeles ce se întâmplă. Nu e nevoie de multă inteligență pentru a înșela două bătrâne, dintre care una are o boală gravă. Dar eu trebuie să o cunosc pe Tatiana, să-i pun câteva întrebări, să discutăm totul, a spus Victor. Ea pleacă acum la serviciu, dar seara va veni, a răspuns Clavdia Stepanovna. Ne-am înțeles să vină la ora 8, așa că așteaptă. Tatiana a promis să vină, sunt sigură că ți se va plăcea. În jurul orei opt a sunat soneria. Victor a deschis ușa și a văzut o tânără femeie, slabă, cu ochi mari și puțin palidă. Pe chipul ei era o zâmbet timid, iar de mână o ținea pe un băiețel. Acesta din urmă părea destul de fericit și încrezător în sine. El a zâmbit larg lui Victor, privindu-le direct în ochi. Bărbatul a simțit o căldură în interior. Acest copil era foarte drăguț. Bună ziua, a spus femeia. Eu sunt Tatiana, probabil ați auzit de mine. Am venit la interviu. Vă rog, intrați, a spus Victor cu un zâmbet încurajator și a invitat-o pe femeie în apartament toți trei s-au așezat în sufragerie. Anna Andrivna, după ce a luat o nouă doză de medicamente, dormea în camera ei și va dormi până la ora nouă. Apoi două ore de veche, medicamente și din nou somn. Programul Anei Andrivna era destul de dificil și complicat, ajustat de boala ei săcăitoare. Nu orice îngrijitoare ar fi putut face față cu ea. Victor însuși abia se descurca, dar Claudia Stepanovna era sigură că Tatiana va reuși. Sunt la curent cu povestea ta", a spus Victor, privind-o pe Tatiana. În timp ce vorbea cu ea, fiul ei se uita curios în jur. Lui Victor îi plăcea că în apartament a apăruse un copil. De ce nu știu, dar sufletul lui se simțea mai ușor din cauza asta." Bine, a zâmbit Tatiana deci înțelegeți cât de mult îmi trebuie această slujbă. Voi face tot posibilul să nu vă dezamăgesc pe dumneavoastră și pe Anna Andrivna. Am găsit un limbaj comun, așa că știu, a zâmbit Victor. Este uimitor, deoarece a respins atât de mulți îngrijitori profesioniști care nu o mulțumeau cu nimic. Iar la dumneavoastră s-a înțeles imediat, în opinia mea, ea este o persoană minunată și bună, a spus Tatiana cu umeri împleticiți. Bine că ești de acord, a spus Victor. Mai ales că mama are nevoie de un program strict, de a lua medicamente la timp, altfel starea ei se va agrava. Îi mai citesc și două ori pe zi, odată ziarele cu știri și odată ceva din clasici, ce alege ea însă și. Am făcut un program pentru tine, cu programul mamei. Poți începe de mâine! Mă luați cu adevărat! A zâmbit frumos, Tatiana. Nu, nu imediat, a zâmbit Victor. Mi-au făcut acele două doamne o reclamă atât de eficientă. Vedeți, nu știu dacă înțelegeți, a spus Tatiana. Nu am pe nimeni aici, așa că copilul, desigur că va trăi aici cu dumneavoastră și cu mama mea, a spus Victor cu calm. Nu se pune nicio discuție. Vă mulțumesc, a spus Tatiana, cu lacrimi în ochi. Probabil că, într-adevăr, soarta a fost nefavorabilă față de ea. Dacă Tatiana acceptă cu atâta bucurie această slujbă, să aibă grijă de o persoană cu o astfel de boală este greu. Tatiana înțelege la ce se înamă și totuși se bucură. Tatiana și copilul ei au sosit a doua zi dimineață. Nu aveau multe lucruri, doar câteva rucsacuri și o valiză mică. Bună dimineața, a zâmbit Victor. Tocmai la timp, Instalați-vă, familiarizați-vă. Mama se va trezi în curând. I-am detaliat programul pe un fișier, l-am lăsat pe masa din bucătărie. Bine, a zis Tatiana. Și dacă ceva, mă sunați oricând. Acum plec la biroul local. În sfârșit am timp pentru muncă. Voi locui aici, în apartamentul meu vechi, câteva zile. Desigur, voi veni în fiecare seară să vă vizitez. Vreau să văd cum vă descurcați. Dacă totul va fi bine, mă voi întoarce la capitală, dar voi rămâne în legătură cu voi. Desigur, înțeleg, a zâmbit Tatiana. Totul va fi bine, chiar nu vă faceți griji. Și totul a devenit bine. Victor, care a mai stat câteva zile în orașul său natal, s-a convins că Tatiana se descurcă. Mama lui era fericită. Ea era mereu într-o stare bună de spirit. Îi plăcea atât Tatiana, cât și băiețelul ei fermecător. Tatiana, de asemenea, era fericită. Ea nu s-a oprit să-i spună lui Victor că această slujbă este pentru ea un dar din partea cerurilor și o recompensă pentru toate chinurile ei. Să-i grijă de mama ta este o plăcere. Vorbim mult. Uneori își amintește povești din viață este interesant să asculți despre anii ei de lucru ca profesoară. Anna Andrivna este o persoană foarte inteligentă și sensibilă. Ei sunt în general de nedespărțit. Îți imaginezi, ei se pot juca împreună ore întregi. Bine că totul este atât de minunat, se bucura sincer Victor. Apartamentul a devenit acum confortabil și cald și parcă magnetic. Bărbatul venea seara să-și viziteze mama și să se intereseze de Tatiana, cum merg lucrurile, iar apoi nu mai voia deloc să plece, dar nici să rămână nu putea, asta ar fi stânjenit-o probabil pe Tatiana. Și cum zâmbea frumos Tatiana? Noi cu Anna Andrivna mergem la plimbare, citim, vorbim, chiar și gătim împreună. Se pare că știe pe de rost multe rețete, adevărat, nu le poate scoate întotdeauna din memorie, dar se întâmplă momente de iluminare, în timp ce ei cu Arsenie se joacă sau desenează. Eu mă pot concentra pe studiu, nu vă închipuiți cât de recunoscătoare sunt pentru această ofertă. Ea este o salvare pentru mine și pentru Arsenie, i-a răspuns sincer Victor. Îmi faceți viața mamei fericită. Și mie îmi dați o anumită libertate, căci trebuie să mă întorc în capitală, unde s-au acumulat atât de multe lucruri în acest timp. Victor a plecat acasă cu sufletul împăcat, imediat asupra lui s-a abătut o întreagă grămadă de treburi și probleme. Afacerea fusese prea mult timp fără atenția atentă a proprietarului. Bărbatul s-a cufundat cu capul în muncă, treptat s-au risipit hârtiile, chiar și respirația a devenit mai ușoară. În fiecare seară, bărbatul se conecta pe video cu Tatiana. Ia-i povestea despre cum decurg ziua mamei sale. Uneori Anna Andrivna se apropia singură de ecran, uneori o recunoștea pe fiul ei, în alte momente nu. Era înfricoșător și dureros. Probabil că nu te poți obișnui cu asta. În ciuda tratamentului, boala progresa. Pe lângă toate celelalte, au apărut și probleme cu inima. Medicamentele puternice aveau un efect secundar asupra întregului organism, dar fără ele nu se putea. Tatiana ducea Anna Andrivna la spital, îi dădea pastile la ore, o culca și o trezea la timp. Se părea că ea sincer îi părerea rău de bătrâna femeie care fusese lovită de o boală atât de gravă. Tatiana era ajutată de Claudia Stepanovna. Uneori la ea se alăturau și alte prietene care locuiau mai departe. Toate, ca și Anna Andrivna, au ajuns să o iubească pe Tatiana și pe fiul ei. Victor se bucura, îi plăcea că mama lui avea o viață interesantă și plină. Doctorii dădeau cu un singur glas că emoțiile pozitive pot încetini în progresia bolii. Într-o zi, bărbatul a realizat că așteaptă cu nerăbdare aceste conversații de seară cu Tatiana. Întregul ei zi era uimitor de luminoasă și prietenoasă. La câteva cuvinte de la ea, sufletul se făcea ușor și liniștit. Tatiana îl încărca cu pozitivitate și energie, iar în plus era, fără îndoială, o adevărată frumusețe. Ce să mai zic de ochii ei mari, ca doi lacuri albaștri, care străluceau pe chipul ei frumos. Acum, Victor nu-și putea abține să compare cu Tatiana femeile din jurul lui. Multe dintre ele erau frumoase, dar le stricau aspectul tăios, capriciile intenționate, răceala sau, din potrivă, invazia excesivă. Tatiana era naturală, vie, autentică și, în plus, incredibil de bună. Victor se bucura că în viața lui apăruse o astfel de persoană. Bărbatul venea uneori în orașul natal să-și viziteze mama. Acum el aducea mereu cadouri lui Arsenie. Era atât de plăcut să alegi în magazinele de jucării, mașini de jucărie, roboți telecomandați, constructori. Se pare că acum există atât de multe jucării interesante. O bucurie și mai mare era să vezi cum ochii mici ai copilului se aprindeau de entuziasm. Apoi, împreună, ei înțelegeau cum să conducă un nou automobil. Și ce acțiuni poate efectua un robot grozav. Și asta era, de asemenea, interesant. Arsenie se întindea foarte mult spre Victor, probabil că băiatului îi lipsea atenția masculină. Victor înțelegea perfect asta, deoarece și el era în aceeași situație și, prin urmare, în vizitele sale încerca să petreacă cât mai mult timp cu el. Tatiana, întotdeauna, cu o zi înainte de sosirea lui Victor, gătea un prânz festiv. Femeia chiar o implica pe Anna Andrivna în gătit. Citise pe internet că o astfel de activitate este benefică pentru persoanele cu boala ei pacienților trebuie să le permită să îndeplinească cât mai mult timp sarcini casnice, altfel boala progresează rapid și duce la o incapacitate completă. Victorului îi plăcea să vorbească cu Tatiana și nu numai despre mamă, ci și despre viața însă și a acestei femei imitoare. Iar Tatiana părea să fie sincer interesată de treburile lui Victor, stând în sufragerie ei puteau vorbi ore întregi despre orice și nimic, în același timp, Nicul Arsenie apărea din când în când și adăuga propria sa replică, la care râdeau amândoi adulții. Victor a iubit aceste seri din toată inima. De fiecare dată, Victor voia să stea acasă mai mult, dar afacerea îi cerea participarea directă, iar bărbatul se întorcea în capitală. Odată, fostul coleg de clasă al lui Victor, Timur, care mult timp a fost aproape singurul său cel mai bun prieten, l-a invitat la nuntă. Timur nu a plecat nicăieri, așa că a rămas să locuiască în orașul natal. A deschis o afacere aici, în care a avut mult succes. Victor l-a chemat de mai multe ori la capitală, i-a desenat perspective tentante, dar Timur a răspuns întotdeauna că este bine și acasă și nu l-a trăgea capitala ei bine, Timur s-a căsătorit. Nunta a fost să fie un eveniment de amploare, cu artiști angajați, un program de spectacol impresionant, dansuri până dimineața și, desigur, Timur l-a invitat pe Victor la sărbătoare. Bărbatul, desigur, a acceptat și a amânat toate treburile și a zburat în orașul său natal. În ajunul sărbătorii, Timur a sunat pe Victor și i-a dat o veste neplăcută. Înțelegi, prietene, la nuntă trebuie să vină singur, ci cu o fată. De ce este surprins Victor? Anterior, Timur nu a făcut o astfel de cerință. Iată treaba. Unul dintre rudele noastre, Alena, nu poate veni la nuntă, o călătorie de afaceri urgentă, este un om influent, iar soția lui este o idiotă, și el o lasă să meargă doar cu condiția ca toți bărbații să vină cu doamne. El este gelos și, altfel, nu-și va lăsa soția să plece. Ce patriarhism dur, a tras Victor. Da, la noi în provincie, acesta este un lucru obișnuit, încă, a glumit Timur, nu ca la voi acolo la capitală. Și unde să găsesc o fată? A tras Victor cu îngrijorare, nu am pe nimeni acum. Dar sună pe cineva dintre prieteni, uite, Lena, pare că este divorțată. Cred că nimeni nu va refuza să meargă cu tine la petrecere. Este doar o formalitate, de fapt. Bine, voi gândi ceva, a promis Victor. Gândește-te, te rog, pentru că Alena mi-a plânge, este foarte prietenă cu această femeie, a cărei soț este un satrap. Nu-ți face griji, voi veni cu o doamnă, a asigurat Victor, apăsând butonul de resetare. Bărbatul s-a gândit. De ce te-a întristat? a întrebat Anna Andrivna. Victor a tresărit în timpul conversației. Mama stătea lângă el, dar avea un aspect absent. Bărbatului se părea că ea era din nou în propria ei lume. De data aceasta, Anna Andrivna a auzit și a înțeles totul. Da, așa, Timur spune că trebuie să vii cu o fată la nunta lui, dar nu am pe nimeni la îndemână. Cum nu, a fost surprinsă bătrâna femeie, dar o inviți pe Tatiana. Ea este o fată bună. Victor a fost surprins. Tatiana. Dar ea este îngrijitoarea. Da, dar este și o femeie frumoasă și inteligentă și sunt sigură că te va ajuta. Dar ea are un copil mic, a obiectat Victor. Nu-ți face griji, o voi întreba, a spus Anna Andrivna. A doua zi dimineață, Victor a primit un apel de la Tatiana. Bună, Victor, a spus ea, Anna Andrivna mi-a spus despre problema ta. Desigur, te voi ajuta. Arsenie va fi cu mama ta, iar eu voi merge la nuntă cu tine. Victor a fost foarte fericit. Mulțumesc, Tatiana, ai fost o adevărată prietenă, a spus el. Tatiana a zâmbit. A fost o plăcere, a spus ea. Dimineața din intrare a ieșit-o Tatiana cu totul nouă. Victor nu o mai văzuse niciodată așa. Purta o rochie lungă, fluidă, de un verde smarald, care îi prindea perfect ochii. Rochia îi arăta silueta subțire, iar un de catifia accentua talia ei subțire. La încheietura mâinii purta brățări masive din pietre verzi întunecate. Toate aceste lucruri Tatiana le-a luat în chirie de la fiica Clavdiei Stepanovna. Părul ei, de obicei prins în coadă sau coc, era lăsat liber pe umeri. Era ondulat ușor, în acest aspect, Tatiana seamănă cu o sirenă, fermecătoare, frumoasă, ireală. Tatiana a făcut un machiaj ușor, și-a dat rimel la gene și și-a aplicat o ruj roz deschis pe buze. Toate acestea îi accentuau frumusețea naturală a feței. Victor o privea cu admirație, nu voia să-și ia ochii de la ea. Da, el a văzut întotdeauna că ea este frumoasă, dar astăzi a fost totuși uimit de frumusețea ei. Îți stă foarte bine, i-a spus Victor, neputând căsi cuvinte care să-i reflect impresia. Mulțumesc, a zâmbit Tatiana și, spre surprinderea lui, nu s-a simțit jenată, ca de obicei, și nu a evitat să-l privească în ochi. Au ajuns la primăria veche din orașul lor. Era singurul loc unde se puteau căsători tinerii. Au găsit cu greu un loc de parcare. Timur le spusese că vor fi mulți invitați. Victor a luat-o pe Tatiana de mână și a dus-o printre oameni îmbrăcați elegant către sala potrivită. Din când în când, bărbatul saluta pe cineva dintre cunoscuți, dar nu s-a oprit să vorbească cu ei, avea timp să facă asta mai târziu. Acum nu voia să perturbe această idilie. Victor merge cu Tatiana prin mulțime, ținându-i mâna în lui. Oamenii se întorc să-i privească și șoptesc. Victor vede și aude toate acestea, iar la sentimentele sale se adaugă încă o mândrie, mândria de a avea alături o asemenea frumusețe. O adevărată sirenă. Tatiana se uită cu interes în jur. Se vede că totul îi place foarte mult. În cele din urmă, Victor îl vede pe Timur. Acesta arăta foarte bine în rolul de mire, alături de frumoasa Alena, într-o rochie scumpă de culoarea fildeșului. Victor o cunoștea, era o fată de pe strada lor, pe care o considera o copilă, pentru că era cu doi sau trei ani mai mică. Și iată că în curând, Alena va deveni soția lui Timur. Felicitări, prietene! Victor îl îmbrățișează pe prietenul său, fiind nevoit să-și lase mâna de pe Tatiana. Mulțumesc! Și eu pe tine! Tatiana este minunată! Și de ce mi-ai spus ieri că nu ai pe nimeni? se vede că vă adorați unul pe celălalt. Îți pare așa? Nu mi se pare nimic, a zâmbit Timur. Apoi a urmat ceremonia de căsătorie și tradiționala plimbare cu fotograful prin obiectivele turistice locale. Oamenii se distrau și conversau, se desfaceau sticle de șampanie. Tatiana s-a împrietenit imediat cu Mireasa, ele glumeau și se țineau de vorbă. Victor s-a relaxat pentru prima dată de mult timp. Munca stresantă, problemele cu furnizorii, gândurile tulburătoare despre sănătatea mamei sale, care se degrada rapid, toate acestea păreau să dispară. Victor se distra cu prietenii, râdea la glumele lor și glumea și el, savurând apropierea frumoasei Tatiana, care, la rândul ei, părea să se simtă bine în compania lui. Prima parte anunții s-a încheiat, iar toți au plecat la restaurant. Acolo, oaspeții au fost întâmpinați de o spectaculoasă programă de divertisment, un bun prezentator, numere de excepție, dansuri, concursuri, gustări apetisante. Victor și Tatiana au dansat mult. Fata se mișca grațios și relaxat, fiind o dansatoare excelentă. Victor nu prea iubea și nu știa să danseze, dar nu putea să-și refuze frumoasei sale doamne. Ziua a trecut neobservată, s-a întunecat, dar petrecerea încă nu se încheia. A venit timpul pentru un alt moment chei al sărbătorii, vânătoarea după buchetul miresei. Toate femeile necăsătorite au fost așezate într-un rând în centrul sălii. Tatiana nu voia să meargă, dar Victor a împins-o ușor spre celelalte. Alena, întorcându-se spre fetele în așteptare, le-a zâmbit cu subînțeles. Victor a crezut că i-a dat un semn Tatiana, și apoi Mirea s-a aruncat buchetul chiar ei, Tatiana. Așa că acel semn nu era o iluzie. Buchetul a zburat în mâinile ei. Au răsunat aplauze, iar prezentatorii au rugat pe Victor să iasă la damă. Acesta s-a apropiat de Tatiana speriată și a luat-o de mână. Ea părea foarte uluită, așa că bărbatul a îmbrățișat-o încurajator de talie. Dar ce a spus tânărul în microfon? Vedeți voi înșivă, soarta a decis ca următoarea nuntă să fie a voastră. Prin urmare, sărutați mireasa. Oaspeții au început să aplaude și să scandeze, amar, amar. Tatiana, vezi că nu există altă cale, a zâmbit Victor. Și a făcut ceea ce își dorea tot seara, a sărutat-o pe Tatiana. La început, aceasta s-a lăsat în brațele lui, apoi l-a îmbrățișat și ea, s-a lipit de el și i-a răspuns la sărut. Victor ar fi vrut ca acest moment să dureze veșnic, dar desigur, după câteva clipe, ea s-a îndepărtat. Tatiana îl privea speriată. Acesta este cel mai frumos sărut pe care l-am văzut vreodată, a continuat prezentatorul. Vă veți descurca minunat, băieți! Victor a dus-o pe Tatiana de mână la capătul sălii, unde era mai puțină lume. Vrea să-i spună ceva, să ia din suflet această jenă după sărut, dar nu găsea cuvinte. Emoțiile îl copăleșiseră, așa că a îmbrățișat-o din nou pe Tatiana și a încercat să o sărute, dar ea l-a împins ușor de la ea. A fost neașteptat și chiar dureros. Victor credea că Tatiana îl sărutase pe bune în fața invitațiilor eleganți. Acest refuz îl respingea. Nu, a clătinat din capia. Tu ești șeful meu, eu sunt subordonata ta. Am mai avut un roman la serviciu, știu cum se termină. Nu pot pierde această slujbă, înțelegi. Victor a dat din cap. Tatiana avea dreptate. Tatiana are dreptul la distanță. Dar oare sunt ei cu adevărat doar angajați și subalterni? Dar ce zici de conversațiile lor sincere, care i-au făcut să se simtă bine? Și ce zici de acel sărut în care Victor era sigur? A adus emoții plăcute și ei, de asemenea. Și ce zici de mâna ei în palma lui? Restul serii a trecut fără probleme. Tatiana a fost mereu aproape. Ea a zâmbit, de asemenea, și a luat din nou mâna lui Victor. Bărbatul s-a încântat de ea, a admirat-o, a prins privirile și zâmbetele ei. A urmărit mișcările grațioase ale Dianei și a luptat cu dorința de a o îmbrățișa din nou, de a o săruta. Bărbatul a înțeles că este îndrăgostit, poate pentru a doua oară în viață. Și Tatiana, se pare că îi place și ea, dar are prea multe de pierdut în caz de altă greșeală. Victor nu a mai făcut nicio încercare să o îmbrățișeze sau să o sărute pe Tatiana. El s-a comportat din nou ca un bun prieten. Nu voia să-și piardă relația ușurință și naturalețe. Să meargă totul așa cum a mers. După sărbătoare, Victor a dus-o pe Tatiana acasă cu taxiul. Mulțumesc pentru seară minunată, a zâmbit Tatiana, ieșind din mașină. Niciodată nu am fost la astfel de evenimente. Probabil că așa s-a simțit cenușărea sa când a ajuns la bal. Ce ți-a plăcut? A clătinat din cap Victor. Apoi bărbatul s-a întors în capitală și totul a mers ca de obicei. Muncă grea, apeluri telefonice seara, întâlniri, comunicare cu prieteni și colegi. Doar că acum Victor se gândea mereu la Tatiana. Își amintea de ochii ei verzi, care străluceau de încântare. De părul ei care îi curgea pe spate. De căldura mâinii înguste a acestei femei imitoare. Și, desigur, se gândea adesea la acel sărut în fața mulțimii de oaspeți. Acest sărut a schimbat multe. El a dat lui Victor să înțeleagă că este cu adevărat îndrăgostit de Tatiana și că este inutil să se opună acestui fapt. Nu are rost să te minți. Dar Tatiana, ea se teme să se ardă din nou și se ține foarte mult de slujba ei. În viața ei a existat deja o situație în care un roman cu fiul șefului a adus durere și a distrus toate planurile. Bineînțeles, femeia nu vrea să se repete, mai ales că acum Tatiana răspunde nu numai pentru ea însă și, ci și pentru Arsenie. Dar oare ea chiar crede că Victor este capabil de o astfel de răutate, că ar putea să facă asta cu ea? Ca și foștii ei, șeful sau fiul său, în timpul conversațiilor prin videoconferință. Tatiana se comporta ca de obicei, era binevoitoare, zâmbea mult. Adevărat în ultima vreme i-ai transmitea lui Victor știri proaste. Starea Annei Andrivna se înrăutățea și nu era vorba chiar despre diagnosticul principal. Acolo totul mergea mai mult sau mai puțin bine, femeia în vârstă se descurca cumva singură, vorbirea ei nu dispăruse încă. Deși, conform previziunilor medicilor, acest lucru ar fi trebuit să se întâmple de mult, Anxietatea o provoca inima. Astăzi dimineața a fost din nou un atac, a împărtășit Tatiana. Am chemat ambulanța, au venit, au făcut o injecție. Am întrebat cu ce să o ajut, cum să-i ameliorez starea, pentru că este al treilea atac în acest lună, dar ei mi-au răspuns la fel ca întotdeauna, că ce vrei, vârsta, nimeni nu trăiește veșnic, iată și tot răspunsul. O voi duce la centrul de cardiologie din capitală, a declarat ferm Victor. Îi era milă de mamă, care era clar că suferea. De asemenea, se îngrijora pentru Tatiana. Victor își amintea perfect indiferența medicilor locali și atitudinea lor față de pacienții în vârstă. Inima lui era înghețată de frică, frică de a-și pierde cea mai dragă persoană. Desigur, el înțelegea că nimic nu durează veșnic sub lună, dar nu era de acord să se desparte de mamă chiar acum. Și nu era pregătit. Victor a reușit să obțină o consultație de la un faimos profesor cardiolog. El a obținut pentru mamă un loc în cel mai bun centru cardiologic al țării și a închiriat o mașină specială pentru transportul pacienților în vârstă și bolnavi grav. Toate acestea i-au costat anumite eforturi și au luat timp, iar timpul, așa cum s-a dovedit mai târziu, era aproape deloc. Deja după ce s-a întâmplat cel mai rău, Victor se miustra se miustra pentru că, în loc să petreacă ultimele zile cu mama, a rezolvat toate aceste probleme. Tatiana îl liniștea, îl îmbrățișa, îl mângâia pe cap ca pe un copil. Da, avea dreptate, desigur, de unde să știe el că se va întâmpla asta? El spera la ce e mai bun și făcea tot posibilul ca mama să fie vindecată. Nu a reușit, nu a avut timp. Când totul era aproape gata pentru a transporta Anna Andrivna în capitală, Victor a sunat-o pe Tatiana în timpul obișnuit. Bărbatul a înțeles imediat că ceva nu este în regulă, deoarece ei de obicei vorbeau seara, iar acum era dimineață de vreme, ceea ce sugera că s-a întâmplat ceva. Anna Andrivna este în terapie intensivă, a spus Tatiana cu o voce sârguincioasă. I s-a făcut rău în timpul nopții. Am crezut că e doar un alt atac, așa că am chemat ambulanța. Dar ei au spus că este un infarct. Este în stare critică, în terapie intensivă. Așa că nu mai putea fi transportată la capitală. Acum rămâne doar să sperăm în profesionalismul medicilor locali. Victor a vrut să renunțe la tot și să zboare acasă. Să stea lângă patul mamei sale bolnave și să vorbească cu ea, dar Tatiana i-a spus că Anna Andrivna este în comă și nu este nevoie să vină de urgență. Victor a ascultat-o pe Tatiana. El a terminat toate treburile importante la serviciu, apoi s-a adunat și a plecat în orașul natal. Bărbatul a locuit acolo aproximativ o săptămână, s-a cazat în apartamentul său i-a fost greu să se întoarcă în casa unde acum nu mai era mama lui și nici nu voia să o vadă pe Tatiana. Nu ar trebui să o vadă așa, zdrențuită, speriată și neputincioasă. Bărbatul a fost în permanență în contact cu medicii, a cumpărat pentru mama sa medicamentele și chiar echipamentul necesar, a verificat în mod constant starea ei, a adus în spital cei mai buni medici. Dar în ciuda tuturor acestor eforturi, starea Annei Andrivna a rămas gravă. Și apoi, la ora șase dimineața, a venit acel apel. Victor înțelegea că mama lui se afla între viață și moarte de o săptămână, dar până la ultimul moment spera la un rezultat favorabil, credea, ca un copil, în miracol. Cuvintele medicului de dimineață au fost o surpriză și un șoc teribil pentru bărbat. Printre durere, lacrimi și disperare, în capul lui a apărut o altă idee, care părea complet inadecvată. Ce se va întâmpla acum cu Tatiana? La urma urmei, tot ce îi ținea împreună era Anna Andrivna. Acum, când mama nu mai era, din viața lui Victor va dispărea și Tatiana cu fiul ei mic și credincios. La conștientizarea acestei adevăruri, Victor s-a simțit și mai obosit. În ziua aceea, el a găsit totuși puterea să se întoarcă acasă. Era nevoie să găsească unele documente necesare pentru un mormântare. Tatiana s-a aruncat în brațele lui, l-a îmbrățișat strâns și a început să plângă. I se făcuse foarte greu, foarte greu. Îmi va fi atât de dor de ea, a plâns Tatiana. Și Victor a plâns și el. În același timp, nu se simțea nici rușine, nici jenă. El a rostit cu voce tare ceea ce îl chinuia foarte mult, și propria lui vină pentru că nu a avut timp să-și salveze mama și regretul că nu a fost cu ea în ultimele zile înainte de infarct. Tatiana l-a liniștit pe bărbat, a adus argumente logice și a găsit cuvintele potrivite. 15 zile au trecut imperceptibil. În mormântarea, parastasul, rezolvarea unei mulțimi de probleme juridice și dureroasa obișnuință cu gândul că Anna Andrivna nu mai era și nu va mai fi niciodată. Tatiana a fost alături, a ajutat, a susținut, a încurajat. Arsenie a fost luat de clava Stepanovna pentru această perioadă. Nu e nevoie ca băiețelul să vadă toate astea și să-i sfâșie inima, a spus ea. Pentru un copil mic, acesta este un stres suplimentar. Lasă-l să locuiască cu mine pentru o vreme. Tatiana și Victor au fost de acord că așa va fi mai bine. Și apoi a venit ziua în care Tatiana a strâns lucrurile și s-a pregătit să se mute. Ea l-a sunat pe Victor și i-a spus că se mută cu Arsenie într-un apartament închiriat. Vă mulțumesc pentru o asemenea muncă minunată și pentru timpul minunat petrecut împreună, a spus Tatiana, înmânându-i lui Victor Keile. Le voi lăsa la clava Stepanovna. M-am bucurat foarte mult să te cunosc. Victor nu a știut ce să-i răspundă lui Tatiana. El știa, desigur, că acum ea va pleca, dar nu credea că se va întâmpla atât de repede spera că Tatiana cu Arsenie vor locui în acest apartament cel puțin până la sfârșitul lunii. Și apoi, dintr-o dată, o plecare atât de grăbită. Bărbatul a vrut să o roage să rămână, dar în glas i-a ieșit doar un strigăt de noroc la noua ta casă. Era prea șocat de tot ce se întâmpla. După încă câteva zile, Victor s-a întors în capitală și acolo nu a încetat să se gândească la Tatiana. Îi lipseau conversațiile lor de seară, îi dorea să o vadă zâmbind, să-i audă vocea, să privească în de un albastru infinit. Și într-o zi, bărbatul a decis. A înțeles că nu mai poate fără ea. A lăsat totul și a plecat în căutarea lui Tatiana și a lui Arsenie. A decis să înceapă cu Clava Stepanovna. Ea a comunicat mult cu Tatiana. Cu siguranță, vecina știe unde a dispărut Tatiana. Desigur, a încercat să o contacteze pe Tatiana de mai multe ori, dar telefonul ei nu răspundea. Nu știa dacă i-a așa schimbat numărul sau altceva. S-a dovedit că Tatiana a căzut cu telefonul în laștină, așa că a trebuit să cumpere unul nou, dar și un abonament nou. Deodată, a decis să aleagă un abonament mai bun, și a cumpărat o cartelă seime nouă. De aceea, Victor nu a putut să o contacteze. Clava Stepanovna nu știa unde să o găsească pe Tatiana, iar Victor a fost nevoit să angajeze detectivi. Aceștia au găsit-o rapid. Tatiana lucra din nou ca menajeră. Informațiile despre asta au fost obținute de oamenii lui Victor, care i-au furnizat chiar și programul de lucru al fetei. Prin urmare, Victor a fost în fața apartamentului ei în acel dimineață. Silueta ei a fost recunoscută de departe. Tatiana se întorcea de la serviciu, mergea încet, probabil bucurându-se de frumusețea și prospețimea dimineții de iunie. Inima lui Victor a început să bată nebunește. Cum o va primia? O va respinge din nou. S-a înșelat când a crezut că îi place și lui. Tatiana se apropia tot mai mult. Victor s-a ridicat și s-a îndreptat spre ea. Ea s-a oprit, l-a recunoscut și, brusc, s-a aruncat în brațele lui, s-a lipit de el și a început să plângă. Victor zâmbea. Acum totul va fi bine. Tatiana era clar fericită să-l vadă. Mi-am dorit atât de mult să te găsesc, a spus în cele din urmă Tatiana. Și eu te-am găsit, a zâmbit Victor. Nu puteam să fac altfel. În inima lui, Victor simțea bucurie nu se înșelase. Tatiana îl iubea. Știi, ai prins buchetul de nuntă la nunta noastră, a spus Victor. Tradițiile nu se pot încălca. Cum aș putea să nu te găsesc după așa ceva?